Hai să vedem cum întoarcem o gaică. O gaică pe bie. Da? Deci am tras, am luat o bucată de material pe bie și am cusut la 0,3-0,4 ceva de genul, da? Deci distanță de margine. Mi-am luat una cu oață, da? Mai groasă. Și mi-am făcut așa, mi-am băgat aici. Deci deschid gaica și prind aici. Da, prind așa. Da, mă fixez, dar trebuie să am grijă să prind doar, cum să zic eu, partea asta de gaică, nu în dublu, doar într-o parte. După care mi iau acu cu oața și mi-l trag așa până în interior. Da? Deci să am o oață dublă, groasă. Așa. Și acum ce fac? Uite, vezi cum mi se trage? Dacă trag încet și acum trebuie să încep să trag, uite așa, încetișor, încetișor. Dacă nu mi se trage, tai rezerva asta din lateral puțin mai mică dacă mi se înfundă. Dacă am rezerva prea mare, nu mi se poate întoarce. Și uite, deja iese. Vezi? Ia uite. Deja asta e o caică. Asta pot să o folosesc la bride pentru, dacă vreau, la nasturi, la rochii de mereasă, la spate, ori este aia pe care o folosesc sus la umeri ca să prind capsele cu ea. Da, prind o capsă aici în partea de sus și una în partea de jos. Îți dau să fac un film și cu aia. Și asta este caica.